Bun găsit! Horoscopul pentru 30 august 2023. Vă propun astăzi o afirmație magică. Aceasta sună în felul următor. Am încredere în mine și în intuiția mea. Îmi deschid sufletul către ghidare divină. Astăzi este o zi cu energie foarte puternică. Ușor, ușor se formează lună plină, o lună plină extraordinar de puternică, despre care deja am vorbit, am discutat în clipul dedicat acestei super luni pline albastre în Pești. O lună plină foarte, foarte transformatoare și vindecătoare. Dar dacă vrei să afli mai multe despre acest eveniment, poți căuta clipul, ascultă-l, realizează ritualul și, de ce nu, dă și un share, un comentariu, un like pentru a mă ajuta și a mă susține în organizarea acestor clipuri. Începem ziua cu foarte multă energie. Poate chiar ori să iasă la suprafață tensiuni, ori să iasă la suprafață tot felul de lucruri. Poate că nu ar strica dacă ați face puțină mișcare astăzi, să vă plimbați un pic în natură, să consumați mai multă apă, să vă concentrați un pic mai mult pe sufletul vostru, pe a aduce liniște și armonie în sufletul vostru, pe a vă relaxa. Începem cu berbecul. Berbecii au anumite situații de rezolvat în zona socială. Această zonă poate să aducă anumite situații în prim plan spre a fi înțelese, spre a fi integrate. Atenție cu încurcăturile la locul de muncă, atenție cu așteptările nerealiste de la colegii voștri de muncă. Taur, poate că sunteți surprinși de modul în care se derulează lucrurile în viața de cuplu, dar sunt anumite situații care vă învață lecții importante. La locul de muncă, inovația și dezvoltarea sunt cele care sunt căutate de majoritatea nativilor. Căutați progresul, căutați inovația, căutați să vă dezvoltați. Gemeni. Gemenii sunt deschiși să se aventureze în necunoscut. Să vă aventurați spre a descoperi tot felul de lucruri noi, spre a învăța, spre a crește, spre a evolua. În această zi aveți idei care pot fi super bune, atât pentru voi cât și pentru cei din jur. Rac. Racii au foarte multe emoții pe care și le ascund. Faptul că vă ascundeți aceste emoții nu o să vă ajute pe termen lung. Poate că cel mai bine ar fi să găsiți o metodă avantajoasă prin care să vă eliberați fricile, gândurile, stresul și toate aceste emoții. Discuțiile, comunicarea cu persoanele dragi o să vă ajute foarte mult. Leu. Negocierile legate de zona financiară și negocierile legate de familie sau organizarea familiei sunt aprige, sunt declanșatoare de emoții și stări neașteptate. Poate că nu ar strica dacă v-ați da mai mult timp pentru a înțelege ce vă doriți și ce simțiți cu adevărat. Pentru că veți fi surprinși de reacțiile voastre și de modul în care reacționați. Impulsivitate, agitație și destul de multă presiune. Fecioară. Fecioara își concentrează energia astăzi pe zona muncii. De asemenea, sunteți deschise să adoptați o strategie prin care să aduceți mai multă
relaxare, să aduceți mai multe lucruri în viața voastră. Vă interesează să vă odihniți mai mult, să vă relaxați mai mult și să faceți cumva lucrurile spre binele vostru cel mai înalt. Balanță. Balanțele caută energia, caută armonia, caută energia aia bună, caută compania potrivită care să-i ofere energia necesară prin care să ducă la bun final toate lucrurile. Poate că așteptările voastre sunt un pic mai mari, poate că ar fi bine să vă jucați un pic mai mult cu lucrurile din viața voastră și să nu le luați personal. Pot fi tot felul de schimbări la locul de muncă sau în rutinele legate de sănătate. Scorpion. Scorpionii sunt foarte apropiați de familie. Timpul petrecut cu familia ar putea să vă ajute foarte mult. Timpul petrecut cu cei dragi ar putea să vă aducă foarte aproape anumite conștientizări și anumite informații de care nu aveți habar. Discuții importante pe zona profesională și idei super creative și captivante. Săgetător. Nativii săgetător au parte de anumite situații legate de dezvoltarea personală și locul de muncă. Poate că ar fi bine să luați locurile cu pași mărunți, să nu grăbiți nimic procesul vostru de creștere și dezvoltare. Veți relua și revizui foarte multe idei din trecut. Capricorn. Nativii Capricorn au ceva situații de gestionat. Este important să vă eliberați mintea, să vă eliberați sufletul. Conștientizări extraordinare în viața voastră. Conștientizări care vă ajută cumva să priviți totul un pic diferit. Vă ajută cumva să faceți un pic lucrurile diferit. Este un moment foarte important pentru voi și aș spune că n-aș strica să citiți, să vă scrieți niște planuri, să vă scrieți niște dorințe, să vă scrieți niște idei. Tot ceea ce veți scrie poate să aibă o semnătate extraordinară astăzi. Vărsător. Vă gândiți să rezolvați foarte multe lucruri din punct de vedere financiar. Vă gândiți să faceți anumite schimbări în zona financiară, în zona investițiilor. Vă gândiți că este momentul să aduceți în față calitățile voastre. O zi importantă din punct de vedere financiar, investiții, creșterea veniturilor și securizarea banilor pe care îi aveți. Pești. Peștii trăiesc o mulțime de emoții, sunt prinși într-o mulțime de stări. Aceste stări ar putea să se amplifice datorită lunii pline, dar luna plină ar putea să vă arate ce este în interiorul vostru. Dacă lucrurile sunt așezate în interior, nu o să vă afecteze niciun fel. Dar dacă în interior lucrurile sunt în haos, această lună plină ar putea să vă afecteze, fiind în favoarea voastră, deoarece doar așa puteți să rezolvați, să înțelegeți că este ceva de rezolvat și că aveți niște situații prin care să schimbați viața voastră, să o îmbunătățiți. Ies la suprafață temeri, emoții, frici, karme, poveri karmice, bagaje karmice, care cer a fi înțelese, eliberate, îmbrățișate. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!